G2A, jocuri ieftine pe tot parcursul anului. Mai multe detalii în descriere. Ok, unul am reușit. Fii antenă. Nu! O să pierd viețile. E mult mai greu decât credeam. Stai că nu mai vreau să mor acolo. Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod. Jucăm o mapă de la un abonat. Oh, da, și nu, din păcate nu este Denis Tămâsă. Știu, mulți dintre voi, oh my god, vreau o hartă de la Denis. Nu, Denis o lăsa de Minecraft. Urăște Minecraft-ul, mi-a zis mie personal, vă zic sincer. Glumesc. Această hartă este făcută de domnul Shroomy. Am mai jucat câteva hărți de la Shroomy și îmi plăceau hărțile lui și sunt curios ce o reuși să facă și tura aceasta. Și plus că n-am mai jucat o hartă de la abonați de foarte mult timp. Și ia uite acolo, ce sunt cu vacile alea în Minecraft-uri. A, sunt foarte curios, sincer, dar hai să vedem de unde începem, de la informații în primul rând. Îți mai aduce aminte de mine? Oh, da, este o nouă mapă de la Shroomy. Salut, Colpir, / Colpirași. A, adică voi sunteți Colpirași, ăștia care vă uitați la mine. Și bine v-am găsit la o nouă mapă de a mea. Bă, nu știu la ce se referă acolo. Această mapă cuprinde nivele unice care nu au apărut până acum în vreo mapă de până... Ce? Până acum în vreo mapă de până acum. Vezi că ai zis de două ori până acum. Recunosc că m-am inspirat de la unele jocuri pe care le jucam când nu aveam PC. Have fun. Ok, sună interesantă chestia asta. Ok, o să vedem. Abonați, reguli, fiți atenți. Like și subscribe cu clopoțel. Uitați-vă la tot clipul. Bă, dacă dați skip la o secundă, mă supăr. Luați-vă popcornul ca să fie foarte interesant. Că va fi foarte interesant, ok. Opțional, luați-vă membru. Opțional, într-adevăr. Scrie spawn point la fiecare nivel, că am încercat cu Denis Tămâsă să punem spawn point, dar nu știm de ce nu merg command blocurile. Have fun. Eu sunt pe 1.17 acum. Sper că totul e ok. Bine, o să dau eu spawn point, nu-i mare chestie. Bun, cred că am citit tot și cred că putem să începem distracția. Ha! Ok, hai să scriem un spawn point ca să fie treaba. Știi ce zic? Ce trebuie să fac cu acest... Oh, ok, bun, bine că scrie. Nivelul 1. La acest nivel trebuie să tragi cu arcul în baloanele. Care baloane, frate? Bă, există baloane în Minecraft care trec pe sub carpeturi. Ok. Că atunci dacă baloanele ajung, la sfârșit vei muri direct. Ce? Have fun! Arcul îl găsești într-un chest ascuns. Stai puțin. Ăsta e un fel de... Știi jocul ăla cu... Gen, pui turete, pui o maimuță aici, jocul ăla cu baloane, nu știu exact cum se cheamă. Cred că se cheamă baluns, nu știu cum. Pui aici o maimuță și maimuța aia dă cu... Nu știu, cu ceva ac ca să spargă baloanele. Este jocul ăla, știu jocul. Cred că de acolo este inspirată ideea jocului ăsta. BTD, baluns... ceva. Cred că știu despre ce vorbești, Shroomy. Ok. Apasă după ce termini. Dar stai puțin să înțeleg o chestie. De unde vin baloanele? O să meargă pe sub carpeturi pe aici și eu trebuie să le sparg. Trage de monede după ce găsești arcul. Păi stai să găsesc arcul. Baloanele sunt minecart chesturi. Da, asta m-am prins. Apasă după ce termin. Sunt foarte, foarte excited. Vreau să mă joc, numai că nu găsesc arcul. Infinity Arrow, perfect. Așa, o să punem ăsta aici, Mamă, e să șmecher. Și acum cred că... Dar de unde începe? De acolo? Sau începe de aici? Abar n-am de unde începe, dar hai să încercăm să fim atenți. De unde vin? Cum? Stai! Nu! Ok, unul am reușit. Fii antenă. Nu! O să pierd viețile! God damn it! E mai greu decât credeam. Stai că-l prind pe ăla. No! God damn it! Am murit de două ori, de trei ori. Mamă! E mult mai greu decât credeam. Stai că nu mai vreau să mor acolo. Jesus Christ, am murit de trei ori. No! Deci șapte ori am murit. Stai frate. Dacă știam, făceam asta. Dar de ce nu mers? Da, e puțin cam greu de făcut așa ceva în Minecraft, dar îmi place ideea super tare. God damn it! Ai, man! Eu doar am nimerit-o! Trebuie să nimerești... Nu înțeleg exact cum trebuie să nimerești. Ia! Du-te, bă, de aici! E super greu. Dar cred că am reușit să omor unul măcar. Să omor. Să sparg unul. Ia uite-l, mă! Nu! Nu cred că pot să mă joc jocul ăsta. Dar oricum, ideea e foarte tare, dar... Nu știu cum naiba poate fi făcut în așa fel încât... Să nu se întâmple asta. Cred că am reușit să sparg două baloane, dar îmi place ideea, după cum am zis. Îmi place ideea, dar...
God damn it. A fost prea greu. Nu știu, dădeam așa și nu știu când trebuia să le lovești aici, trebuia să le lovești. Bine, cred că puteai să le lovești și când erau aici, dar era puțin mai complicat. Bun, hai să trecem la nivelul următor, oricum foarte tare. Să trecem mai departe. Ce avem aici? Apasă după ce termin. Ăsta ce nivel este? Hit the cows. La acest nivel trebuie să tragi cu arcul în vacile din minecart. Ok. Nu trece de zona roșie, adică eu n-am voie să trec de asta sau am voie să ajung așa. Adică e enervant scrisul, nu de alta, și de asta o să stau pe zona roșie. Bun. Hai că la asta s-ar putea să fiu puțin mai ok, sincer să vă zic. Îmi place că am skin-ul meu de Rambo pentru deșert, în caz de n-ați văzut 50 de zile în deșert. Da, ia uitați-vă aici. Shroom, eu am făcut harta înainte să apară episodul de 50 de zile și o dat spoiler pe canalul de Discord a membrilor cu skin-ul meu. Să-ți fie rușine. Bun, iar acum I'm gonna hit the cow. Ok. Bine, poate nu trebuia să dau un minecart, dar asta am reușit să fac. Asta e viața. Hai că încercăm să lovim pe aia. No, ok. Băi, e bine că mai mă antrenez și eu cu ținta asta, că na, pe viitor s-ar putea să vină anumite serii care o să-mi trebuiască arcul puțin mai tare, dar na, cine știe. Hai să mă antrenez puțin. Am reușit prima vacă, easy. Ok, that was very nice. Very nice, Colpir. Dar mă distrage fața mea. Mă distrage puțin fața mea. I'm not gonna lie. But it's ok. Ce scrie acolo oare? Că abar n-am, nu văd. Ok, ok. Clar nu trebuia să ajung aici. Hai să vedem ce scrie acolo. Ardeiul gigel din fier. What the fuck? Ok. Vacă, 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 vacă. Kill. Kill the cow. Ok, I didn't kill the cow. E mai greu decât pare, credeți-mă, nu e așa ușor. Asta e un minigame bun de făcut pe braslă, sincer. Și cine chiar reușește? Mama, ar trebui să se miște unele mai încet, unele mai rapid, știi ce zic? Ca să fie și pentru nubi ca mine. Bă, dar nu știu când, frate. Nu știu când să trag. Da, bun. Oh, am reușit! What the fuck? Ce caut o lamă? Nu, serios, ce caută lama aia acolo, what? Nu mai termin niciodată așa. Ah, nu pot să cred că m-a apărut și o lama așa, random. Reușisem să dau într-un minecart și am dat o vacă jos și am omorât-o. Bă, nu le-am cu ținta, frate, ești nebun. Timingul este cheia. Acum, mai așteptăm puțin, ridicăm puțin cursorul. Și acum timingul este cheia. 3, 2, 1... Bun, Colpire! Ești nebun! Iar acum iarăși timingul contează. 3, 2, 1... Ah, fuck, prea devreme. Vine vaca, vine vaca, vine... Ah, shit, man, eram așa aproape. Am urât lama. Bun, mai am o singură vacă. Că e bun antrenamentul ăsta, credeți-mă pe mine. Jesus Christ, eram așa aproape. 3, 2, 1... Go! Yes, baby! Yeah! Ok, iar și-am căzut. Ok, that was nice, that was fun, mi-a plăcut. Primul a fost mult mai greu, dar ăsta a fost fun. Bun, apasă după ce termin. Bun. Dig and find ores. La acest minigame, la fel, ok, cum îi zice și numele, trebuie să minezi și să găsești orurile, dar nu în mină, ci în wool. Minereurile le găsești în chesturi. Deci, ok, minereurile le găsesc în chesturi. Am înțeles. O să iau asta, presupun că am nevoie de ea. Așa, la toate punctele adunate se mai pun două zerouri în față. Ok, și atâtea like-uri se vor strânge, gen dacă ai 20 de puncte, se fac 2000 de like-uri. Mm-hmm. Bine, hai să vedem. Practic acum luptăm pentru like-uri, nu? Punctaj. Coal, 1 punct. Gold, 2 puncte. Iron, 3 puncte. Emerald, 4 puncte. Diamant, 5 puncte. Și Netherite, 10 puncte. Hai să vedem câte puncte reușesc să fac. Dar faza e că cât pot să stau aici? Cât vrea mușchiul meu? Nu este pe timp, nu este pe nimica. Nu? O să caut Netherite. Ah, ce șmecher. Ia să vedem. Diamant, bun. Hai rapid, boys, hai să vedem câte like-uri face Colpir. Oh my god, Colpir, oh my god, Netherite, Emerald. Ești nebun in the head. Mamă. Ia uite aici, uite câte chestii are Colpir deja, ești nebun. Ok, interesant minigame. Mamă, dar ce are ăsta? Eficiență 5 și Unbreaking 3. Șmecher, sparge super repede un...
un wool de... Bun, doamne. Un shears de ăsta. A, presupun că pot să sparg până se termină ăsta, că după ce se termină ăsta nu mai am cu ce să sparg, așa că... Da. I understand. Păi nu mai durează mult și reușesc acum să vedem câte puncte face Colbir. Nu o sparg cu nicio strategie, vă dați seama că nu... De unde? Eu și strategia. that is funny, man. Mă bucur că credeți că eu am strategie, dar nu am nicio strategie. Tot ce fac este să sparg ca tâmpitul aici. Și văd că nu mai găsesc absolut nimic. Oba, da, uite că am găsit. Tâmânsă a fost aici. Păi, deci Denis mai joacă Minecraft? Stai, ce? What? Eu nu credeam că mai joacă Minecraft. El mi-a zis că gata, urăște Minecraft-ul pe viață. Da, nu mai găsesc nimica. Cred că asta au fost. Cred că am... Oh, uite eu mai cum mai găsesc din când în când. Opa! Sunt curios câte puncte am făcut. Ok, am terminat. Mamă, n-am găsit coal deloc, ești nebun? Păi asta nu valorează încă 20 de puncte. Asta lui Denis. Deci avem 40. Deci, o ieși cam 102 puncte, da? Sper că am calculat bine, nu? Emerald 10 înseamnă 10 ori 4, nu? 40, deci așa trebuia funcționat, nu? Mă rog, ideea este 2 plus încă 2 zerouri, da, deci 10.200 de like-uri la acest episod. Bun, sigur o să reușim. Hai să trecem mai departe. Gata și cu mapa asta. Ok, gata? Au fost rapid, easy. Notă. Nu știu, nu mă puneți să vă dau note. Nu mai mă puneți să vă dau note. Nu suntem la școală aici. Îmi place harta. Dacă o joc înseamnă că îmi place, deci nu mai mă puneți să dau note. Părere. A fost interesant. Mi-a plăcut prima chestie, mi-a plăcut foarte tare că e din jocul ăla pe care l-am mai jucat eu și cu baluns, nu știu cum, bla bla bla. E mișto ăla, mi-a plăcut ideea, numai că nu funcționează prea bine Minecraft cum... Na, e greu cu minigame-urile. Minecraft se întâmplă de multe ori să nu iasă cum trebuie. Și a doua mi-a plăcut foarte tare și a treia a fost interesantă. Dar da, la a doua mergea cu vacile puțin mai încet, puțin mai rapid. Asta era destul de șmecher. Cât de creativă a fost ideea pentru mapă? Destul de creativă, destul de creativă. Apasă aici după ce citești. Bun, unde? Uite unde m-a lăsat Shroomy, bă. Crezi că se termină mapa de-a mea fără un mic glide? Aparent nu se termină fără un mic glide și ia să vedem dacă reușesc să-l fac din prima. Dacă-l fac din prima, înseamnă că sunt un maestru al glide-ului. Așa că Hai să vedem, oameni buni, sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, nu uitați să lăsați un mare like acolo, să activați clopoțelul cu notificări, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, să vă fie rușine. Cum să nu te abonezi? Bă, mamă, Colbir pregătește niște chestii extraordinare pentru acest canal, o grămadă de videoclipuri interesante, așa că vă rog frumos să dați acolo un subscribe pentru fratele vostru Colbir și da, ne vedem în curând. Cu un nou episod pe canal. Stați cu ochii pe canal. Ah, goddammit, aproape mișea. Bun, hai să trecem mai departe. Să dăm skip ca să nu dureze prea mult. Asta era pe două etape, ești nebun. Crazy. What the fuck, văd ceva acolo ciudat. Shit. Uite că am reușit. Ho, ha. Ia să vedem ce scrie aici. What the fuck. Ce faceți, mă, că pușilor, ce draci aveți pe voi? Boala copiilor, sanchi, nu-i așa? Suste. What the fuck is this? Shroomy, are you good, man? Ce draci aveți pe voi, mă? What the fuck is this? Ok, oameni buni, cred că trebuie să ieși de pe harta asta că pare blestemată, pare ceva nu-i ok aici.